Bună dimineața, vă salut cu respect și dimineața asta o să fac un material despre sport. Intru direct în, în subiect ca să nu-l prea mult. Dacă ești pocăit, mai poți să mergi la sală sau dacă faci sport și vrei să te pocăiești, trebuie să te lași de sală sau de sport și dedic acest material fratelui Eduard. Nu este doar pentru el, dar aseară am stat cu el de vorbă și n-am apucat să-i să transmit ceea ce am vrut să-i transmit. Și bineînțeles că o să fie pentru orice frate, orice pocăit sau, cum am spus, o persoană care vrea să se pocăiască și se gândește, băi, nu e bine să mă, să mă apuc de sport sau să mai fac sport pentru că m-am pocăit și este foarte greșit. Eu o să vin cu argumentele mele și voi puteți să lăsați în comentarii, chiar vă rog, să lăsați în comentarii dacă aveți contraargumente sau dacă aveți vreun motiv pentru care eu n-ar trebui să mă merg la sală. Deși în ultimul timp n-am mai fost, să fiu sincer, că n-am mai avut timp. Asta a fost problema mea. Eu pun tot timpul Dumnezeu e pe primul loc, familia, și, din păcate și sănătatea rămâne pe ultimul loc. Că trebuie să mergi la muncă și aia rămâne. Nu prea te mai gândești la sănătate. Dar este bine sau este greșit? <coughs> Dăm la o parte excesele din prima. Deci nu poți să spui, să compari un om care merge la sală ca să întrețină, ca să arate într-un fel. Să, nu se, pentru că a văzut că bă, încep să mă îngraș, am început să fac burtă, hai să merg la sală, cu unul care începe să-și bage steroizi și, și injectează ulei și își bagă injectabil insulină care nu are nevoie de ea dacă să meargă la nu știu ce concursuri, acolo deja o dăm în extreme și nu vorbim despre extreme aici, nu vorbim despre fanatici, nu vorbim despre lucruri de genul ăsta. Vorbim strict despre un oameni normali care merg pe calea asta, îl urmează pe Dumnezeu, și de ce eu spun că Dumnezeu chiar s-ar supăra ca să nu mergi la sală și să spun și de ce, vin și cu argumentele. Omul nu a fost, și chiar și știința poate să întărească lucrul ăsta, omul nu a fost creat să mănânce atâta și să mănânce ceea ce mâncăm noi în ziua de astăzi. Deci luați-o luați -o ca idee o pungă de chipsuri și uitați-vă pe spatele ei sau o sticlă de suc sau orice care este ambalat într-o pungă. Și o să vedeți ce scrie acolo pe punga aia. Că nici tu nu poți să-ți dai să nu știi. Trebuie să intri pe Google să vezi ce înseamnă E-urile e, e astea sau colorant, ce sunt astea. Corpul nu a fost făcut să mănânce așa. Corpul a fost făcut să mănânce un măr, să poate, cum mâncau oamenii, hai să zicem, acum 50 de ani, nu 100 de ani. De o generație sau două în urmă. Mâncau o omul o găină la săptămână într-o familie și făcea, nu știu, două feluri de mâncare. Mânca o măligă cu ceapă sau mânca, nu știu, puțină strălină cu ce să mânca înainte. Și cum, ușor, ușor, mâncarea a început să se diversifice, Am, noi, de exemplu, în România, noi nu să avem porumb. Porumbul vine din America. Orezul vine din Asia, nu? Sau nu știu exact care de unde vine, dar e clar că uh, oamenii care trăiau, cum să spune, părinți, bunicii noștri și strămoșii noștri, trăiau cu mai puțină mâncare și mai simplă. Ca idee, dacă tu ieși și mănânci un măr, mărul ăla ți intră ție în sistem și organismul recunoaște că la este măr, știe cum să-l proceseze și îl aruncă imediat în corp și uh, l-a procesat. Dacă bagi un, nu știu, o friptură sau bagi ceva de la microunde care o mâncare de asta rapidă, <coughs> tip fast food, care bagă nu știu ce conservanți ca să reziste mâncarea, îți dai seama ce face organismul, pentru că organismul trebuie să ia prea tot ce intră acolo în el. El trebuie să iasă și-l aruncă în sânge mai departe. Deci una la mână mâncarea pe care o mâncăm acum nu mai este sănătoasă și noi la mână mâncăm prea mult. Ai mini marketuri, supermarketuri, hipermarketuri, ai fast food, mâncare livrată acasă. Deci noi nu suntem făcuți ca să mâncăm atât. Nu cred că este nevoie să vă mai zic că și postul are rolul ăsta. Când Dumnezeu a lăsat postul că știa cu siguranță, știa bă, ăștia o să mănânce prea mult. Dacă nu le spun că trebuie să mai reducă de mâncare, o să mănânce până o să moară și nu o să știe de ce. Și cam asta e, unii mănâncă, ați văzut, sunt unii care sunt bolnavi, dar alții exagerează, am văzut canale de YouTube, trăiesc ca să mănânc și chestii de Deci alte lucruri extreme. Dar tu că dacă te-ai pocăit, mai poți să mergi la sală sau mai poți să faci sport? Asta era întrebarea. Și eu am zis așa, din moment ce nu ai fost făcut să mănânci atât, și acum trăiești într-o societate în care să mănânci atât, dacă există discoteci și cluburi și baruri și nu le frecventezi, asta nu înseamnă că ele, ele, nu există. Tu trebuie să te abții de la ele, nu? Poți să te abții și să mănânci tu cum mâncau bunicii pe timp, să mănânci un măr, sau dacă ai copii, tu poți să le spui la copii, eu nu-ți cumpăr ție ciocolată și bomboane, că toți copiii mănâncă, tu n-ai voie să mănânci, n-ai cum. Și atunci în casa ta o să fie bomboane, o să fie dulciuri, o să fie toate astea pe care le vei mânca, pentru că nu poți să te abții, nu poți nici să te stresezi prea rău, pentru că asta este, în societatea să trăim. Trebuie să ne adaptăm, dar trebuie să fim și atenți la ceea ce mâncăm. Nici măcar eu n-am reușit să-mi fac o rutină, deși aveam un plan să mă duc la concursul de culturism. Prea multă muncă și n-am mai reușit. Sunt prea obosit ca să mai pot să fac. Dar o să revin. Ușor, ușor o să revin la, la sport. Și repet, dacă aveți în comentarii, lăsați în comentarii, dacă aveți vreo părere contradictorie și anume găsiți voi vreo, vreo, vreun argument prin care puteți să-mi spuneți că Dumnezeu s-ar supăra pe mine sau pe ori, oricare dintre voi că mă duc la sală ca să mă întrețin, lăsați-l în comentarii. Nu, deci, dăm la o parte tot ce înseamnă exces. Ăștia care își bagă steroizi și insulină injectabile și ce fac chip acolo ca să meargă la concursul de culturism. Dar aia sunt sportivi de performanță. Și un sportiv de performanță uh, care nu își bagă steroizi, ăla din asta trăiește, din asta face bani. Deci, nu ai cum să vii să spui, nu poți să-mi neglijez familia ca am familie. Da, pui, familia, înainte și după aia mergi la sală dacă îți mai rămâne timp. Dar n-are cum să nu-ți rămână, nu știu, o oră, două, din 24 de ore să mergi la sală. Ești pe bicicletă, eu știu, faci acasă 200 de flotări pe zi. Este un antrenament foarte bun. 200 de flotări nu-i faci pe toți dar începi și faci. Flotări. Ai ții niște gante acasă, sau mergi la sală, sau mergi la regat, sau ești cu bicicleta. Deci sportul nu are cum să nu fie plăcut lui Dumnezeu pentru că corpul nostru este templul lui Dumnezeu și Dumnezeu ne-a lăsat corpul ăsta Uh, să uh, avem grijă de el. Inclusiv cu mâncarea și cu sportul. Și asta dacă în societatea în care trăim, repet, nu ai cum să te abții de la ce mâncare acum. Pe, pe, vremuri nu era așa. Pe vremuri trebuia să te duci să-ți gătești singur mâncarea, să cumperi nu știu ce carne sau nu știu ce, o, o, găină, poate trebuia să o tai tu pe loc și să o gătești atunci când aveai frigider. Erau alte timpuri. Și chiar și știința poate să întărească lucrul ăsta, că nu, corpul nu este făcut la, îți trebuie 18 ore ca să digere în corpul să digere o friptură. 18 ore. Și noi mâncăm la 4-5 ore, la, hai să zicem, 7 ore, dar nu, mănânci mai, mai des. Mai bagi și o bomboană pe lângă, mai mănânci o înghețată, mai mănânci o... Ai să treci și pe la mec, mai bagi și o cafea care are o tonă de zahăr și lapte și așa mai departe. Deci, nu ai cum să dai la o parte decât dacă te muți într-o pădure și te-a să crești găini și să treci la țară cum treiau pe timpuri bătrânii noștri și acolo vezi un pic de burtă. De ce? Pentru că ea mâncau Strălină cu ceapă, străină aia îți dă energie. Ați văzut culturiști și powerlifter. Powerlifterii sunt grași, mari, dar grași și au forță. Pe partea cealaltă avem culturiștii care mănâncă cât mai puțină grăsime ca să scoată mușchi în evidență, să rămână musculatura și să scadă grăsimea. Asta e diferența. Dar nu trebuie să intrăm până acolo. Vreau să zic atât. Mergi la sală și ai grijă de corpul tău, că dacă corpul tău se îmbolnăvește, să îmbolnăvește pentru că nu ai avut grijă de el. Te abții de la, ori și așa, oricum te abții, de la băutură, de la fumat, de la ieșiri, de la atâtea lucruri te abții. Să te mai abții și de la mâncare este, nu că prea greu, dar îți adaugi un stres în plus care nu este necesar. Așa că mănâncă ce mâncai, dar mănâncă, încearcă să limitezi un pic mâncatul ăsta și o să vorbim în alte vloguri despre cum ar trebui să mâncăm. Dar ca să compensezi, du-te la sală, pentru că trebuie să arzi caloriile alea. Poate mulți dintre voi sunteți șoferi, poate lucrați, stați într-un loc în, sau pe scaun sau așa. Trebuie minim, minim o oră pe zi dacă lucrezi pe scaun. Să mergi la sală și să faci antrenament de forță. Nu bicicletă. Stai pe bicicletă, că aia trebuie 4 ore pe zi ca să arzi ceva. Merg la sală și făcute antrenament de forță și vă promit că o să fac, o să vină în decembrie perioada concediilor și promit că o să fac mai multe materiale despre sport, antrenamente ca să afli cum să arzi foarte repede aceste calorii. Și în o dată, stați fără grijă că nu o să ajungă niciunul să arate ca Arnold sau ca alții care îi vedeți pe, pe la Mister Olympia pentru că ea folosesc steroizi mare parte și numai cu asta se ocupă. Deci n-ai cum să ajungi, să ai servici, să ai copii, să duci o viață normală și să arăți ca aia. Dar poți să ajungi să dai burta jos, poți să ajungi să arăți normal, să-ți mărești un pic brațe, să arăți și tu mai a bărbat, sau cum e corpul ăsta făcut să arate. E templul lui Dumnezeu și trebuie să avem grijă de el. Asta să vă rămână și de la mână. Și noi avem niște energie care trebuie să o dăm afară și trebuie să o eliberăm. Și eu fac chestia asta la sală când, când ajung acolo. Tot ce energie negativă sau energie mai am rămas, acolo se duce în antrenamentul ăla. Și se, după aceea se, se, vede în, Se văd rezultatele mai târziu trebuie să închid că am ajuns la muncă și ne auzim cu următorul material, vă pup la inimioară, ceau!